Hei, salut, prieteni! Suntem în mașină cu Luigi și salut. O să ne arate ceva foarte, foarte mișto astăzi. Dar ar fi trebuit să bag și o camera la încărcat, uite. Păi ce ai făcut cu mine? Dar nu-i nimic, avem telefon în caz de ceva. Vrei să ne explici un pic și să spunem un pic? Mi-ai spus de bagnota asta de un leu, da? Bagnota asta de un leu? Dar are... Hai să povestim întâi ce e asta și pe aia povestim care e utilitatea bagnotei. Asta este o componentă. De fapt, sunt două componente, una peste alta. Care o să mă ajute pe mine să intru în calculatorul mașinii. Și da, după cum vedeți, asta seamănă cu o bagnotă de un leu. Este de fapt o bagnotă de un leu și are utilitate electrică. Plăcuța de deasupra a fost concepută pentru o versiune mai veche de plăcuță de dedesubt. Plăcuța de dedesubt, de fapt, este un Raspberry Pi, care e un mini calculator. Exact. Prin intermediul lui o să controleze el anumite chestii la mașină. Plăcuța de deasupra? Ai cumpărat-o separat, da? Da, am cumpărat-o separat. A fost fabricată pentru alt tip de Raspberry, pentru o versiune mai veche, care avea pinii mai lungi. Ca să facă contactul aici cum trebuie, a trebuit să apăs plăcuța mai mult până au început să-i atingă plăcile. Lucru care nu e foarte ok. Se atingeau aici, da? Foarte asta, da. Și având în vedere că nu suntem în producție, suntem în development, o să folosim genul ăsta de lipituri cu scotch. Pentru început, e bine de menționat, nu încercați asta acasă. Poate să fie foarte periculos pentru mașină, pentru voi, pentru multe chestii. Ce el a decis să facă treaba asta pe mașina lui, cu riscurile de rigoare, că poate să rămână cu ea în mână sau poate să ne ajusteze un pic poziția capului niște erbeguri acum. Să sperăm că nu. Nu, astea sunt niște riscuri mai... ca la medicamente, știi, trebuie să le spui pe toate, chiar dacă nu o să se întâmple. Eu motivația să încerc pe mașina mea, am căpătat-o de la un filozof contemporan care a spus o vorbă înțeleaptă, care sună cam așa. Ai n-ai mingea, tragi la poartă. Păi tu mai ai powerbank, de ce mai... Păi pe asta o să-l folosim la Raspberry, eu vreau pentru telefon. Ok. Astea le punem aici. Cum ar fi, ele trebuie să stea într-o poziție... Nu contează foarte tare. Bun, a pornit. Acum intrăm în Raspberry. O să mă creadă pe cuvânt, băieți. Imediat ce reușim să intrăm în Raspberry, să pornim interfața. Și o să intrăm inițial pe canul MID. Okay. Și 11. Deci aia este mufa OBD și prin mufa OBD avem acces la... Atenție, la fiecare mașină chestia asta diferă, deși mufa are aceeași formă și legea spune că toate mașinile trebuie să aibă genul ăsta de mufă, legea îi obligă să aibă pin compatibili universali, doar 2. Deci nu încercați treaba asta pe orice altă mașină, nici dacă aveți la fel, nu încercați, poate să se întâmple lucruri foarte nașa. Am intrat și acum să vedem dacă... Deci oricum documentarea asta acestui proces este oricum și el abia s-a apucat de învățat toate chestiile astea cu ceva săptămâni. Nu e vreun expert. El tocmai de aia face testele astea pe mașina lui și nu pe mașina altuia, ca să nu existe. În schimb, dacă se uită la noi, de exemplu Elon Musk, și a rămas prin garaj un Tesla Roadster de nu vrea nimeni, trimite un coace că îi găsim noi o utilitate. Trebuie să meargă neapărat, să-i meargă sistemele de pe interior, să ne jucăm noi cu ea. Da. După ce am reușit mai multe chestii aici, am zis, băi, ce bine era dacă aveam o mașină cu park assist, care să mă lase pe mine să învârt volanul din astea. Era frumos. De asta zic, dacă aveți vreo Tesla pe acolo sau ceva cu Tesla neapărat, și focusul parchează singur și... Un seria 7 de ăsta nou care și merge singur, se învârte volanul. Da, foarte ok. Dacă aveți vreuna de nu vă trebuie, uite-ți încoace. Și să dau luminitate mai mare, poate se vede ceva. Dar trebuie să-l îndrept, să mai încoace. Da, nu se vede, asta e tot ce... Interfața Raspberry-ului. Da. Și noi acum suntem pe canul MID. E una din rețelele mașinii. Și acum orice comenzi dăm, o să vedeți cum în mașină, fizic. Poți să prind și butonul? Nu, dar o să te credem pe cuvânt că apeși. Apăs pe buton, după cum vedeți, au început să curgă tot felul de mesaje. Unul din mesajele alea reprezintă apăsarea butonului. Nu l-am găsit încă fix pe asta. Dar ce ai apăsat acum? Asta. Să pornezi radio. Navigația, consola. Asta. Asta e butonul de volum și îl apăs și se atinge sau se aprinde. Păi și de ce asta n-ai reușit să faci până acum? Nu, să-l aprind nu. În schimb, majoritatea butoanelor de pe consolă și astea de pe volan am reușit să le găsesc și să le retrimit. Avem acest buton pe volan care îmi schimbă screen-urile pe navigație. Stânga, dreapta. Da, așa. Ok. Deci, face același lucru ca ăsta. Practic, un soi de scroll. Și noi acum o să încercăm
imediat. Mai verific o dată. Exact. O să încercăm să mutăm screen-ul din Raspberry. Bun. Următorul lucru ar fi să îl apăsăm, să intrăm într-unul din meniuri, de exemplu în asta de muzică. Și... Asta ți-a mai ieșit, să înțeleg. Da, da. Problema e că nu prea văd eu aici, nu le-am notat, am zis că pot să le iau oricând și nu le-am notat și acum se vede foarte prost din cauza soarelui. Ideal aș fi să le notezi, nu? Când le găsești, să le notezi. Astea nu au utilitate foarte mare, astea au fost așa de test mai mult. A, zero, bun, gata. Am găsit ce făceam greșit. Să apăsăm butonul ăsta, cum ar fi, să intrăm în meniu. Și dăm comandă și a intrat. Aia e. Și acum putem să ne plimbăm prin meniu. Da, da, bine, pentru asta trebuie să faci o aplicație, o interfață, ca așa să dai comenzi pentru în stânga de 7 ore. Și... în varianta de producție, să zicem, da, da, o să fac treaba asta. Da, bine, dacă știi comenzile pentru toate butoanele, exact. E simplu să... Exact. Adică reproduci butonul ăsta. Ok, ceea ce n-am specificat la început este că există 3 canuri, 3 rețele pe mașină. Pe asta, pe asta. Pe asta, da, da. De importanță și de viteză diferită. Și noi am intrat pe ăla din mijloc, care controlează, ce ai zis, navigația, butoanele pe volan. Și cam atât. Și din ce... teoretic aerul condiționat. Și teoretic clima electrică, tot ce ține de așa. Nu am găsit nimic, deci nimic legat de aer condiționat, încălzire în scaune, nimic nu le-am găsit. E posibil ca documentația să fi fost greșită. Ok, ăla de cea mai mare importanță controlează chestii pe care nu vrem să interferăm cu ele. Da, airbag-uri, frâne, injectoare, ABS și alte chestii. Iar ăla de cea mai mică viteză controlează chestii cum ar fi geamuri, becuri, geamuri, cuia de scuiat, genul ăsta. Încercăm să conectăm pe ăla să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Dacă a trecut ceva timp de la de mai devreme. Da. Nu știam cum să zic, am mai stat și am mai descoperit comenzi. Am intrat pe canul ăla low și am descoperit cam aproape tot, da, multe, farul, multe legate de faruri. Și de o să mergem afară să vi le arătăm acum, dar să le notăm, să le punem într-o ordine pe toate și să le punem. Ce am descoperit? În cuia de scuiat, cu faruri, cu geamurile, toate. Geamurile odată. Toate. Nu, toate odată. Butonele de pe ușă aparent nu sunt conectate la ăsta. Da, pentru că el are decapotabilă și pe lângă butoanele de pe uși are niște butoane, stai că nu se vede, care da, butonul ăsta dă toate geamurile jos. Asta. Ăla. Iar ăsta decapotează mult. Și acum toate geamurile se dau jos și astea din spate. Și invers. Și nu mai am baterie, băgam iaș. Ok, hai să dăm drumul cât mai am baterie la cameră, după aia o să trec la telefon dacă nu mai am. Începem cu încuiat de scuiat ușile de aici, de pe consolă, și o să filmăm chestia asta dinăuntru. Ok, dai. Cheia în contact. A se notat treaba asta? Cam asta, nu e foarte spectaculos de văzut, dar e foarte spectaculos așa ca idee. Cam atât. Farurile. Nu farurile, farurile le filmăm. Farurile filmăm de afară? Geamurile. Ok, și acum o să încercăm să deschidem toate 4 geamurile, cum v-am arătat mai devreme. Ești pregătit? Și închis. Și închis. Nu crede lumea că nu-mi vede mâinile sau ceva, dar... Cam asta e. Hai afară acum. Hai afară să filmăm farurile. Să mai vedem o dată cu geamurile de afară. Stai așa, deci nu e nimeni în mașină, da? Amândoi suntem aici. Da. Hai, dă-i. Da,
Stai că am trecut la telefon, că nu mai am baterii la camere. Să ridicăm una pe geamă, bine? Iar face pauză. Da. Hai cu farurile. Trebuie să mai dai încă o dată, că n-am... Ok? De. Asta e. Uite pe mașină, se vadă că nu-i nimeni. Bine, sunt convins că unii ar putea crede că facem măgări, dar e chestie foarte... Așa, ce mai avem? Pozițiile? Le facem testul cu poziția. Super. Stingem poziția. Poziție doar pe o parte? Ia. Da. Trebuie să scot cheia pentru poziție doar pe o parte. Da, da. S-a lăsat extrem de frig. Acum o să facem chestia aia, când lași mașina pe marginea drumului, poți să aprinzi, depinde de mașină, poți să aprinzi pozițiile doar pe o parte, stânga sau dreapta. Și o să facem treaba asta acum. Aia e. Încă o dată. Aia e, super. Și pe partea cealaltă? O să intre în slip, carnul, până... Imediat, imediat, era 0.4, 0.3. Aia, super. Avarii? Super. Atât? Cam atât. Hai să văd dacă mai avem alte comenzi care... Ia vezi, mai notat ceva. Ridicat geamuri am arătat, poziție, fară, fază scurtă, bipurile nu sunt relevante, că... Semnal stânga, semnal, fază lungă. Uite, fază lungă, ia. Super. Și se aprinde și faza scurtă când e fază lungă? Aparent, dacă da. Chiar nu s-a întâmplat. Mi-a rămas numai asta. Și trebuie să strângem părâne cu 175. Sau bine? Nu? Acum. Acum, gata. Să mai întâmplă și de asta. Prituna ea activează iar. Dezaburirea de pe spate. Hop. Dacă da. Deci trebuia mașina pornită pentru asta. Acum, dacă tot am pornit-o, hai să vedem totuși de încălzirea în scaun. E foarte important. Pentru mine. Așa a început tot proiectul ăsta. Deci dacă vreți să... Că asta n-am menționat. Ai vrut ca scaunul să fie cald de când torci mașina. Exact. Deci asta iarnă stăteam și 20 de minute să se încălzească mașina, să se încălzească scaunele, să se dezghețe geamurile, toate cele. Aveam un consum de, încă am un consum de 11, pentru că stau cu mașina pornită să se încălzească. Mă rog, așa am auzit eu că ar trebui să nu mergi cu mașina rece, să nu dăuneze unor piese. Și pentru treaba asta și să nu-mi dăuneze mie, că dacă te așezi cu fundul pe scaunul ăsta la minus 10 grade, ai șanse să te ridici fără el. Hai să căutăm acum încălzirea scaune. Nu live. Nu live. Nu live. Ok. Nu mai am poziția prinsă. Adică faza scurtă. A fost un glitch. Nu știu dacă de la noi sau de la mașină. Probabil de la noi. Sper că v-a plăcut videoul de azi. Și mai revenim cu... După ce mai aflăm și alte lucruri. După ce se va dezvolta mai serios. Și după ce să avem eventual și o variantă mai bună de producție, nu fix genul ăsta de echipament. Mi-e place să-l numesc lipitură cu scotch. Și când ajungem la un anumit nivel de... Adică când înveți multe, testăm și pe off-scoda, Fabia, chestiile astea. Să vedem cum ajungem pe cam, dacă putem să intrăm pe OBD și la tine sau dacă trebuie să-ți demontăm mașina. Să sperăm că te intră pe OBD. Nu se poate intra pe OBD, că sunt băieții care activează tot felul de funcții. Și la VAG. Gata, cam atât. Mergem și noi acasă, s-a lăsat un frig extrem de plăios. Eu mă duc la sală. Să mai duce și el la sală, nu? Da, mă, ieri n-am fost nici azi, pentru că m-a chemat cineva să filmăm. Ieri n-am fost, nu mai știu de ce. Bine, el se duce chiar aici, la sală. Nu poți dai zoom? Ba da, uite aici. Nu? Da, ca Boschi, eu nu... Ia uite ce aglomerat e, cum să mă duc eu la ora asta? Da.
Mai descoperit ceva, dar zi-mi ce... ce am spus eu la început. Da, primul lucru care l-a zis, băi, să nu-ți rămână așa. O comandă. Și trebuie să dau altă comandă ca să se oprească. Da, dar ai putea pur și simplu după de ce dai comanda să apeși pe claxon. Deci dacă o pornim și se oprește. Mi se pare că această comandă are mult potențial. Dar o facem să cânte și să dea și din farul. Pe muzică. Bă, da, dar știi care e faza? Că pozițiile sau farurile le aprinde, când ai o comandă, le aprinde o secundă sau sub o secundă. Uh-huh. Nu le aprinde un pic așa cât să poți să și cânti din ele. Am așa o casă în sfârșit, cam atât pentru astăzi. Întrebarea care a fost, care este personajul vostru preferat dintr-un joc, serial, film, etc. Și răspunsul pe care am zis întrebarea de ieri vine de la Gheorghe Claudiu și zice, personajul meu preferat este Lucifer din serialul Lucifer. Da, și mie îmi place Lucifer, am văzut și eu. Cred că primul sezon, nu știu dacă am început al doilea sezon sau nu, dar mă gândesc să-l continui. Întrebarea de astăzi este, ce părere aveți voi de mașinile din ce în ce mai autonome și din ce în ce mai conectate la internet? Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac. Dar cer să vă aduci pe prietenii voștri și ne vedem mâine.